Important BM și aeroportul. Nu. De ce îmi spuneți că partidele nu sunt responsabile? BM și aeroportul, toți sunt. Eu vorbesc clasă politică. Eu vreau să spun un lucru. Că iată, numai neînțelegând că aceste foarte multe de lucruri care sunt stipulate aparte de la legislația în vigoare, care sunt stipulate în rapoartele Curții de Conturi, ele nu au termen de prescripție. Vor veni mâine alții și îi vor aduce cum îi aduc în România. Cu 15 de ani în urmă, cu 20 de ani în urmă, i-am vin la deadea să mai discutăm cum ai vândut aeroportul, cum ai vândut banca și așa mai departe. Dar cum vrei? 10, 15 ani și mai departe. Cei care nu cunosc, asta e altă treabă. Dar eu vă spun că aceasta încă se va ajunge la rapoartele Curții de Conturi. Curții de Conturi, nu și la Procuratura Generală? Nu, eu am în vedere. Venind la Procuratura Generală, alți oameni care, după spusele dumneitale, sunt influențați politic, vor veni cei care nu sunt influențați politic. Vedeți, dumneavoastră râdeți de acest lucru. Și îi vor trage la răspundere. Că... Da. Acum. Da. Faptul că în Republica Moldova instituțiile nu vor fi controlate politic sună la ora actuală ca un banc. Din păcate. Este trist să constatăm acest lucru și de aceea la acest moment trist sau vesel, poate pentru unii, trecem obliț interviu. E foarte trist. Dar câteodată oamenii râd nu de veselie, dar de tristețe. Da. Râdeți, dar plângeți. Da. De durere pentru cetățean și pentru popor. Moldovenii așa cum sunt, la un colț de masă plâng, la un colț de blitz interviu. Masă cântă, da. Fiți serios, domnule Urechean. Da. Blitz interviu.